Salutare! Vreau să vă vorbesc în filmul ăsta despre cum se poate schimba chestia cu rca în favoarea noastră, a șoferilor. Și faceți cumva ca filmul ăsta să ajungă la transportatoria aia care protestează. Că poate reușesc ei să schimbe ceva, că noi ăștia lați nu reușim să schimbăm, pentru că oricum noi stăm în casă. Adică nu facem nimic. Cu toate că este și interesul nostru ca prețurile la RCA să nu crească atât de mult au ajuns la niște valori fulminante din punctul meu de vedere. Lucrurile nu se vor schimba cu ECEAU până când șefii la ASF acolo și oameni care iau decizii la ASF nu vor mai fi oameni care vin din industria de asigurări. Eu spun asta de ani de zile și o tot repet. Poate va înțelege cineva la un moment dat. Atâta timp cât șef la ASF, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, sunt oameni care vin din industrie, și după aia se duc înapoi în industrie. Ei nu vor face altceva decât să uh, urmărească interesele și să facă să se întâmple interesele acelei industrie. Pentru că ei de acolo își vor câștiga banii după. Dacă o să vă uitați în structura aia ASF, o să vedeți că nu există niciun reprezentant al șoferilor, al societății civile. Care să poată să ia decizii și să poată să blocheze sau să ducă, să pună pe masă interesele șoferilor. Acolo sunt numai oameni din industrie, adică din asigură și din finanțe, pentru că așa vrea politicul să-i pună. Se fac presiuni din, din partea industriei ca oamenii de acolo să fie din industrie. Adică oameni care au lucrat pentru ei și care, după ce își vor termina mandatul la ASF, se duc să lucreze din nou pentru aceiași industrie. Deci, n-au cum să se schimbe chestiile. N-au cum să se schimbe, pentru că orice protest ar face, lucrurile se vor schimba pentru niște luni. După care, ele vor reveni în, la normal. Îl auzeam acum pe șeful ASP, ASF, că exact același lucru pe care îl cer șoferii, vrea și el să facă. Pe cum să fac asta? Cum să fac asta? Pentru că... El nu are niciun interes să facă asta. Declarațiile pe care le dă acum sunt în sensul ăsta. Pentru că, văd că vede că sunt oameni și în stradă. După ce se termină protestul, lucrurile se vor duce în direcția în care el trebuie să-și să justifice banii pe care industria i-a băgat în buzunar până acum și pe care îi va băga în buzunar după ce el nu va mai fi acolo. Da? Atât de simplă este ecuația. Atâta timp când nu se schimbă structura ASF-ului, conducerii ASF-ului, și cât în structura aia nu există oameni din societatea civilă și reprezentanții șoferilor care să poată decide dacă se aplică sau nu măsurile alea, lucrurile nu se vor schimba pe piața asigurărilor. Noi vom continua să plătim asigurări. La mine pe blog pe viața și politică.ro am scris un articol cu cum se calculează primele alea de uh, Referință la ASF. Se iau în calcul niște coeficienți care măresc artificial primele de referință, fără ca acei coeficienți să fie corectați la sfârșitul anului. De exemplu, este un coeficient de daune pe care ei le iau în calcul în avans. Da? Și zice, coeficientul de daune pe care îl luăm în calcul este de 1,7. E un exemplu, nu știu dacă e așa. Acum, da? La finalul anului. Când se calculează rata daunalității, a trebuit să vină să zică, băi, cât am luat eu cu eficientul? 1,7. Cât a fost în realitate? 1,3. Păi anul viitor înseamnă că o să-l iau 1,3. Nu, el anul viitor o să-l iau 1,8. Nu 1,3. Uitați-vă la mine pe blog, pe viață și pentru că am, am, scris articolul ăla acum un an și ceva. Cum calculează ASF uh, cred că așa se cheamă, cum calculează ASF sau cum te prostește ASF cu rca cu, uh, cu valorile de referință ale rca -ul. da? Și acolo vă detaliez exact cum și câți coeficienți au în calcul și ce reprezintă acei coeficienți. Și vă spun de ce se, și cum ar trebui făcută treaba. De ce se face așa? Pentru că șefi sunt oameni din industrie. Și pentru că ăia după ce își termină mar, se duc acolo. Și trebuie să servească acelor interese. Dacă nu se schimbă chestia asta, nu se va schimba nimic în ceea ce înseamnă RCA și interesele noastre ale șoferilor legate de, de, de prima asta, de, de asigurarea asta. Toate datele pe care ei le au în calcul sunt furnizate de industrie. Noi nu avem niciun control asupra datelor respective. De exemplu, rata daunalității, valoarea media daunei, sunt luate de la firmele de asigurări, pentru că ei au aceste date. Noi ăștia alați, nu știm dacă ei le-au furnizat sau nu corect, sau dacă au cosmetizat sau nu datele alea. Nu știm asta. Nici nu avem cum să verificăm. Deci trebuie doar să, trebuie să luăm în calcul ceea ce ne spune, ceea ce, ceea ce ne spun ei și să luăm de bun. Cine poate verifica asta? Păi ASF-ul. ASF-ul care vine tot de acolo. Adică ce interes ar avea ASF-ul să spună că datele alea nu sunt bune? Să facă niște audituri pe bune și care să demonstreze că datele alea nu sunt corecte? Niciun interes. Și atunci, dacă lucrurile merg așa mână-mână, ăia -mână, trimit datele care pot fi măzluite, nu știu dacă sunt, și ăia zic, bă, lasă-le așa că sunt bune, fără să verificăm dacă sunt bune sau nu, cu scopul de a mă mări valoarea ratelor de referință, atunci cum ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple? Atâta timp cât acolo, în structura aia, nu există cineva care să reprezinte interesele șoferilor, ale firmelor de transport și ale șoferilor ceilalți, lucrurile nu se vor duce în direcția pe care noi o dorim sau transportatorii o doresc. E atât de simplă ecuație. Faceți cumva ca filmul ăsta să ajungă la transportatori, și să înțeleagă ce ar trebui să ceară guvernului. Da? Atât de simplu e. În momentul în care se va întâmpla asta și în conducerea SF vor fi reprezentanții transportatorilor și ai șoferilor, ai societății civile, lucrurile se vor duce într-o altă direcție. Sunt fer convins de treaba asta. Mulțumesc, la revedere!